Senatorul Ioan Stan a anunțat vineri într-o conferință de presă că va candida pentru un nou mandat de președinte al Organizației Județene Suceava a Partidului Social Democrat și că alegerile în cadrul Organizației Județene vor avea loc anul acesta. Potrivit lui Stan, alegerile vor fi organizate mai întâi în organizațiile Partidului Social Democrat din județele în care există președinți de consilii județene și apoi în localitățile în care Partidul Social Democrat are primari. El a menționat că în cele din urmă vor avea loc alegeri și în județele și localitățile unde Partidul Social Democrat nu are președinți de consiliu județean sau primari. Stan a afirmat că are mai multe aturi pentru a candida pentru un nou mandat de președinte al Partidului Social Democrat Suceava, inclusiv experiența politică în cadrul organizației și activitatea sa din ultima perioadă. În plus, el a precizat că nu a decis încă dacă va candida și pentru președinția Consiliului Județean Suceava la alegerile locale din anul viitor, deoarece acest lucru va fi decis de structurile de conducere ale partidului. În ceea ce privește Gheorghe Șoldan, liderul Organizației Județene de Tineret, acesta a declarat că în prezent nu este interesat de o candidatură pentru funcția de președinte al Organizației Județene Suceava a Partidului Social Democrat și că dorește să continue să lucreze împreună cu echipa sa actuală. Șoldan a subliniat că există o echipă foarte bună care funcționează în prezent și că el consideră că mai are multe lucruri de demonstrat în Parlament.